Limita de obicei? În limita bunului simț. Perfect, atunci și noi o să începem în limita bunului simț cu unul dintre sosurile mai puțin picante. Ăsta e cel mai picant, da? Care e cel mai picant? Da. Nu, hai să începem cu ăla. Nu, lasă-mă, crede-mă, mergi pe mâna mea. Pentru bine. Că vreau să reziști până la finalul acestei rubrici. Ideea e felul următor, citești întrebarea în gând, da? Da. Dai răspunsul cu voce tare, da? Cei de acasă se pot gândi la absolut orice întrebare. Uite, n-am pus pe toată buleta. E ok. E ok. Dar dacă nu vrei ca eu să citesc întrebarea și cei de acasă, într-adevăr, să afle răspunsul, mănânci iute. Am înțeles. Prima întrebare. Prima întrebare. O citești în gând. Hai că ai crezut că te întrebăm dacă e culoarea ta preferată, roșu sau albastru. Dă răspunsul. Andrei Orodici! Haide! Tania Budi. Lasă-mă să citesc întrebarea. Nu. Tania Budi? Ce? Frumoasă. Atât am M-ai întrebat? Da, din... Da, am întrebat ce... Era o întrebare cât se poate decentă. Exact. Dar de ce ai mâncat iute? Oricum, vrei să mânci iute că-ți place iute. Chiar eram curios ce sos e ăla. Da, și? E bun. Nu e iute, a? Bagă nexul. Perfect. Ok, hai că-mi place cum joci. Ia să vedem, a? Trecem la a doua întrebare. Pune. Andrei Orodici. Stai să găsesc a doua întrebare. Cu voce tare răspunsul. E grav dacă nu știu? Da. Te ducem la doctor. Pot să bănuiesc, gen, dar da. N-am de unde ia să știu. Ia ce bănuiești. Vicky Răileanu. Vicky Răileanu? Da. Ah, frumoasă Vicky Răileanu. Citesc întrebarea? Nu. Nici asta? Nu. Bă, da, nici asta nu citesc, adică nu, lumea se întreabă, bă, ce întrebare era aia unde a răspuns Tania Budi? Ce întrebare aia unde a răspuns Vicky Răileanu? Deci nu răspund? Nu citesc? Bine, păstrez eu sosul ăla mic pentru... Fii atent. Fii atent. Și trec la sosul mai iute. Nume, prenume. Wow! Nume, prenume și vezi că pun sosul la mic. Oh, Doamne, cu cine să încep? Ia zi. Deci, eu notez. Zi, nu, întâi dai numele. Stai, vezi că stai la iute. Am înțeles. Da, zi numele. Trei nume. Angel Damian. Angel Damian? Am mâncat. Nu citesc întrebarea? Nu. O rup? Da. Bine, mamă, și-a doua, băi! Deci Orodici joacă tare de tot. Dar ce, mă, nu e iute? Nu știu, e un pic. Din două, una. Ori am boala aia de nu mai simt gustul, dar teoretic iutele nu e un gust, e o senzație, ar trebui să-l simt. Și? Sunt ungur. S-ar putea să te fi indus în eroare un pic. Chiar mănânc iute. Dar te-au dat un pic lacrimile. E adevărat, pentru că, vezi tu, asta este boala și când eram mici și aveai prieteni de aia puternici, musculoși, așa. Ei, eu, nefiind din ăla, trebuia să-mi găsesc și o variantă prin care să-mi exprim testosteronul. Și atunci varianta mea era, tu știi cât de iute pot eu să mănânc? Hit me. Băi, colegul nostru, Cornel... Ți-am răspuns la întrebări. Da, colegul nostru, Cornel, era la muncă. Și la un moment dat, soția lui care se uita la televizor a zis, Cornele, hai mă, ce se prefac toți aia că sunt sosurile iuți. Și i-a dus sosuri iuți soției. Zim cum se numește ăla, ce mi-ai pus? Ar fi mișto să arătăm... Arată-mi, te rog, sosul ăla, că la chiar sunt curios ce e. Ăsta mic. Ăsta a fost iute? De unde e ăsta? Din America. E sponsor? America. Fuck. E bun. Andrei Orodici, bă, Andrei, dar joci tare, tate. Da, pentru că, pe de altă parte... Joci tare, jur. Sunt un om discret. Zi-mi următoarea întrebare. Stai, că mai am. Ia să vedem. A patra întrebare. Ce, iute? Nu, zi. Avem lapte, că duce... N-are nicio importanță, eu da. Dăm penia asta. Ce dracu a scris întrebările astea? Femeie care... Nu mă, și deci Andrei Orodici, oameni buni, înainte de emisiune a venit și ne-a zis, aveți întrebări de la ce culoare îmi place, roșu sau albastru? Și am zis, da, Andrei, stai liniște, roșu sau albastru? Ia mai zi. Trebuie să fie neapărat din România? Da. De ce? Lucrăm local.
din România ca să mănâncete? Că poate se uite și soția. Da, 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 asta mă gândesc și eu. Sigur se uite și soția. Să rămână, să rămână doamna soție a lui Andrei Orodici. Sunteți minunată. Să știți că Andrei răspunde doar la întrebări despre flori, fete, filme sau băieți. Stai, stai. Deci răspunsul este... Da. Zi. Zi. Stai să mă gândesc. Zi. Ce lacrimi ai? Știu! Zi! Adela Popeasca. Rupe întrebarea. Bă, cine stai? Stai, da. Nu mânca! Nu mânca! Nu pot să cred! Adela Popescu? Da. Bă, am rupt o întrebare, na? Foarte bine, am pus, am dat un răspuns. Adela Popescu? Da. Am mâncat deja. Frate, dar pe bune, cine-i copywriterul la chestiile astea? Da, de ce? Pentru că pune întrebări de nerăspuns. Da, știi ce vreau să vadă cei de acasă? Că ce? Alături de noi este Andrei Orodici, un actor extraordinar care, uitați, plânge la comandă. Da. E un adevăr actor foarte bun. Ai avut vreodată vreo scenă în care trebuia să plângi, să-i dai cu... Nu mi-am dat, poți să-și plângi la comandă, dar ăsta e alt, sunt altfel de lacrimi. Ăsta e alt tip de plâns, a? E alt tip de plâns. Să-ți vezi mâine dimineață la... Mai ai întrebări? Da. Doamne, iartă-mă. Să vezi că nu o să mai poți să spui replicile mâine dimineață. Nu, mai filmăm oricum. Nu râde că sunt trist, îngrozitor. Pe voi nu vă sperie, nu te sperie. Au venit și că și niște șefi noi. Unul care e prieten cu Puric. Nu ți-e teamă că, cu Putin. Nu ți-e teamă că o să prezinte Puric emisiunea în curând. O să vezi. O să vezi da, și eu mare ce-a pățit Măruță ieri. Andrei Orodici are informații din interior. Deci cine zici că o să prezinte emisiunea în locul meu? Puric, probabil. N-am zis că ăsta e prieten cu Putin. Habar n-am, nu știu, Putin, dacă mai sunt așa. Da, nu râde! Sigur că nu o să fie așa o schimbare directă de strategie și probabil că voi sunteți mai safe, dar habar n-am. La noi, la Ficțiune, știu eu ce seriale o mai face, dacă s-o mai face ceva, da. Dumnezeu știe. Mi-au făcut farsă colegii mei pe 22 octombrie, plinim 13 ani și... 13? O... Da, în 2020, de ce nu mă mint? Ce altceva putea să întâmple? 13 ani în 2020. Așa, am zis ceva, că e cu norocțică. Da, da. Pă bune, să spui că tu ai noroc în 2020, mi se pare nesimțire. Să faci parte de cei care au noroc. Ce noroc am avut în 2020. Da, ce tupeu am avut ce în 2020. Tupeu, da, 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 e așa un fel de lipsă de față da. De... Uite că ies sunt alegerile americane. Bă, eu te iubesc pe cuvântul meu. Jur, jur. Mulțumesc. Mie place mult de tine și ca om și ca actor și ca... Mulțumesc frumos. Ești senzațional. Dar nu pot să răspund la întrebările alea onest. Pot să mint, ceea ce nu, ar fi tu de nu, penibil. Nu minți. E... Bă, da, de la Popescu. Da. Ai rupt întrebarea. Dacă știam, îmi spuneam de 3 ori mai mult. Haide, că tu ești, cum ai zis, din maghiarime. Și mănânci iute. Ia, mai punem un pic de asta. Ești obligat? Ah, trebuie să o țin. În gând. Ai pus-o din ala, ucigașul, nu? M-ai văzut că... Ucigașul? Pam, pam, pam! E un părinte aici care o să intre la un moment dat. Acum, în serios, părinte, cum dacă se numește omul care știe că face rău și îl face? Adică asta nu e un păcat undeva? Nu este tentativă părinte, de ceva? Părinte, nu vreau să vă lăsați... Stai să spun și eu ceva. Am auzit că e liberul arbitru, părinte, el poate să decide dacă mănâncă sau nu. Între noi doi, pe bune, noi suntem mai aproape, și eu sunt catolic. Dacă aveți nevoie de preot, da? Sunt aici. Apropo, Andrei e catolic. Ce ai zis, părinte? Că e catolic, e de la noi, din parohie. Adică, pești, dacă e catolic... Dumnezeu mai știe ce sunt. Ca să fiu catolic obligatoriu, trebuie să fac treaba aia la 13 ani, confirmare, cred, nu? Exact. N-am făcut-o. Te-ai însurat înainte. Da. Dar ce trebuie să faci? E ceva, un fel de, nu știu, cred că se numește confirmare și cum, când la îți dau... La mirul, da? Mirul. Da, mirul. Așa ceva se numește, confirmare. Exact. Că da, ești de acord cu treaba asta și că semnezi că de primire. Că și ești tu n-ai făcut? Nu, cred. Dar ești catolic. Băi, ce să zic, știi cum e, ești român, ești catolic, am avut eu de ales. Dacă aveam de ales, poate eram, habar n-am, născut în Hawaii, în Tahiti sau mai știu eu în ce altă țară tropicală. Dar îți place căldura?
Păi da, vezi? Întrebarea asta are legătură cu căldura? Întrebarea asta poți să o citești și voi răspunde. Zi. Dar răspunde aia prima dată. Ia mă să mă pe următoarea o citesc. Maică precistă. Monica Bârlădeanu. Pe bune? Da, poate mai filmăm totuși. Deci nu mănânci, uite. Nu, poate mănânc la următoarea. Vreau să fac o mică pauză. Citește tu întrebarea. Ești obligat să pleci pe insulă pustie și trebuie să alegi o singură femeie care să-ți țină companie. Pe cine alegi? Soția ta sau Monica Bârlădeanu? Nu, asta era întrebare, de simțitule. Nu, era o glumă, oameni buni. Întrebarea. Ne facem întrebarea. Ești obligat să pleci pe o insulă pustie și trebuie să alegi o singură femeie care să-ți țină... Crezi că sunt ucigaș? Sunt catolic, n-auzi? Trebuie să alegi o singură femeie care să-ți țină companie. Pe cine alegi? Monica Bârlădeanu sau Mihaela Rădulescu? Am făcut-o pentru că sunt un optimist și sper că totuși se va mai filma și un alt sezon din Vlad, deși sincer să fiu la cum merg lucrurile slabe, speranțe. Și atunci ai zis să nu te ceri cu Monica Bârlădeanu. Am zis să, cu Monica e posibil să mai întâlnesc. Pe Mihaela, nu știu, nu cred că o să mă iau aștept la fermă, n-am deloc, am probleme cu autoritatea și cred că mă dau afară. Am aflat că teoretic acum nu semnesc pe sezon, semnesc pe zi sau ceva, adică... Eu mă gândeam că e tare, că teoretic poți să le iei banii și faci ce vrei tu, dar nu e așa. Trebuie să fie și interesul tău să stai acolo. Da, da. La haos, n-aș putea să stau nici să mă tai. Da, da, Mihaela Rădulescu e senzațională, jur. Da, e, am cunoscut-o, e foarte drăguță. Am stat la o filmare la un magazin la care fac eu reclamă și n-am voie să-l pronunț. Da. Aici, da, știți voi despre care e vorba. Ai fost și tu acolo, am filmat împreună, ce Dumnezeu. Eu m-am mutat la alt magazin. A, da? Dar la un moment dat am filmat ceva împreună la acel magazin. Mergeam în Polonia amândoi acum vreo 4-5 ani. Eu am schimbat magazinul. Pe mine nu mai țin ăștia. E ok, măcar ăștia, că în rest cu... Și? Ai filmat cu Mihaela? Da, foarte drăguță, foarte drăguță, pe bune. Simpatică. Da, și om, ok. Trece, dacă vrei, ce, iute? Așa, următoarea întrebare? 6. Am greșit eu cu ceva în viața asta, părinte. Deci? Îți povestesc după. Îți povestesc după, părintele. Dacă ai, nu știi cine? Te ajut cu ceva, fotografii? E foarte mișto asta. Deci trebuie să dai răspunsul. Îmi place foarte mult cum începe asta. Trebuie să dai răspunsul. Aici, voi da răspunsul. Aici e prima. Așa? Da? Da? Cealaltă? Stai, politic cum stau? Ce? Politic? Oh, Doamne Dumnezeule! Trebuie să spui exact gândul tău. Știu, Andrei. Știu, am zis. Andrei Orodic, este gândul tău. Răspunsul este, voi mânca... nu voi mânca. Nu voi mânca, chiar iute ăsta, pe cuvântul meu de onoare, dar dacă vreți să vi-l recomand. Mai avem o întrebare suplimentară. Mai ai una suplimentară? Da. Am fost prea rapid pentru voi, e din partea publicului, da. Jesus, Mother and Joseph. Bun. Citește întrebarea și răspunsul meu este Elena Merișoreanu și voi și justifica după ce citești întrebarea. E sigur? Da. Oameni buni, planeta este în pericol, iar singurul care ar putea să o salveze ești tu. Da. Însă pentru asta trebuie să te sacrifici și să ai o parte de o noapte de amor. Ești nevoit să alegi între Andreea Marin și Elena Merișoreanu. Iar am mințit în întrebare. Deci nu, ești un prezentator cât se poate, nu știu, de ce n-ai intrat în politică cu tipul ăsta de atitudine. Deci avea de ales între Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu și ai zis că ai un argument. Da. Deci doamna Merișoreanu. Unu, pentru că pe doamna Merișoreanu mi-aduc aminte că am predat-o la o emisiune la care am fost eu în altă parte. Da, la așa. Și mi-aduc aminte că a fost un interviu cu ea și era pe bune. Nu știu, nu te ceartă ăștia, habar n-am că acum mai nou, știu că eu n-am luat castingul la juriul ăsta, că am dat și eu pentru... Da. Mă gândeam că chiar seamănă cu Te Cunosc de emisiunea asta cu Fast Mask Singer, știi? Dar na. Anyway, și mi-aduc aminte că am văzut un interviu cu doamna Elena Merișoreanu și mi s-a părut amuzant. Odată, ăsta e unul dintre argumente. Al doilea argument este că, pe bune, dacă ar trebui să faci un sacrificiu, atunci sacrificiul chiar trebuie să te coste. Omenirea ți-ar fi recunoscătoare. Da, dar nu râde, eu am viziuni de-astea. Mi-ar plăcea să fiu ceva așa. Ai avut viziuni cu Merișoreanu? Nu, să fiu un de-asta, un salvator de omenire, un duh spiritual, un guru, un ceva. Cam cum ești tu, dar cu mai mulți follower, ceva cu ceva dedicați, așa.
ceva. Ia uite aici. Doamne, iartă-mă. Trebuie să dai doar 3 cuvinte. Trei cuvinte. În 3 cuvinte? Da. Hai 5. Și dacă mănânc, nu rup întrebarea. Nu rup întrebarea. Da. Bun. 5 cuvinte. Da. Se pun și prepozițiile, gen no, o, no. Un, nu. Pac pac. Deci, e. Yeah. Nu citești după aia. Nu, jur. Se rupe tot, uite. Nici colegii mei nu știu întrebările pe cuvânt. Jur că niciodată nu s-a știut. 3 ajung. Zi. Nefericită, grasă, tristă. Ce situație! Nefericită, grasă, tristă. Deci după întrebarea, clar. Da, sunt foarte mulți care se... se regăsesc. Regăsesc. Mai aveam da. O întrebare. Mai ai una? Da, bonus. Asta, da, asta e cea mai fiată. Tornio? Hai să știm o treabă. Vezi că l-ai foarte iute. Hai să fie. Băi, foarte, foarte iute. Mâine dimineață. Mâine dimineață? Deci jur, tu ești mai nebun decât noi. Bravo, 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 bravo. Pot să zic cu riscul de rigoare? Nu, pentru că pe de altă hai, parte... Hai, de zi și să dau buletele la o parte. Stai, stai, stai. Da. 3 nume. Nu, că ai zis... Am zis unu, da, mai pulsa și acum. Unu. Ajunge unul singur. Tot Anghel Damian. Da? Băi, voi bărbați. Între noi de fie vorba, da. Da? Da, da. Tania Popa de la Popescu. Domnule, Anghel e înalt. Tania Popa. Tania repet, Budi, om nebun. Tania Popa, Tania Budi, Elena Merișoreanu. Da, Tania Popa n-am pus-o. Dar da. nici n-a fost cazul. Nu? Soția ce face? Bine, se bine. La emisiune? Sper să nu. Să știi că ai fost foarte tare, jur. Ești genial. Andrei Orodici, oameni buni, un om fabulos. Îl vedeți sunt în Vlad. Sunt un om discret, îmi pare rău. Și vreau să spun ceva, ce se întâmplă da. La Picant, rămâne la Picant. Da, foarte bine. Foarte bine. Nu o să apară după aia scris pe mai știu eu ce aplicație aveți sau mai știu eu ce de-asta. Nu, mă, nu facem de astea. Bine. Nu facem de astea și vreau să le spunem oamenilor că luni în serialul Vlad joacă și colegul nostru, nimeni altul decât bombardierul, bom, 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 Nicoloina. Aici ai într-o secvență cu prietenul Orodice. Da, ai poza? Da, am filmat cu el. Da, e bun al nostru, e bun? E ok. Hai vezi, să vedem fotografia aia. Să știi că m-am gândit și laptopul de la Ciucă. M-am gândit și la el și nu l-am pus. Te-ai gândit și la el, da? Și nu l-am pus. Ia, hai să vedem fotografiile. Oameni buni, luni în serialul Vlad. Iată-l aici, pe Nicolaina, care e Johnny Bombardieru, joacă în Vlad, tatuat. Ia mă, mai au poză. A, uite-l, mă. Aici, cu șeful lui Orodici. Vrei să zic ceva? Șef. Hai să zic ceva. Zi. La un mai e dat... cineva care a mâncat tata iute? Au mai fost un pic, am mai avut ceva, am mai avut, dar nu, așa nu. La nivelul tău nu, ești Champions League. Vreau măcar atât. Vreau să se scrie undeva. Ai un tabel de ăla ca ăia la emisiunea ceva. Nu avem, dar am un tabel. Bă, dar nici n-ai băut lapte. Așa ceva nu s-a întâmplat în istoria emisiunii. Uite, iată. Ești foarte tare. Andrei Orodici, căutați-l pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube și urmăriți-l în Vlad luni, oameni buni. Este senzațional. Bă, ești chiar foarte mișto, jur. Mulțumim mult de tot. Nu.